De ce ai? Că avem mult, pic mult timp de vorbit. Dar cum mai durează Unde tot? stați, mă? De unde sunt? Eu pun întrebările, voi răspundeți. De unde sunteți, cum vă cheamă, câți ani aveți, cu ce vă ocupați? Fii atent, eu sunt de aici, de în paletă. Ești, desigur. Da, sunt din paletă. Câți ani ai? Cum te cheamă? Am 21 de ani și mă cheamă Cristian. Numai atâta, nume de De familie, nimic. familie, nimic. Păi, am spus că nu mai am familie, am decât doi copii. Și cum îi cheamă Și pe cum îi copii? cheamă pe copii? Doi Cristi și Cristi și Ponon? Ponon? Nu, pe unul cheamă... Stai să... Am Mă, am înțeles. uitat, stai să spun că am uitat. Nici nu știu cum îi cheamă Am pe și eu un copii tăi. copil, la Johnny, e aici, doarme mai jos, la parter. Johnny, meserie, zice. Se apucă de lucru, tot distruge. Tot găurește. Să mai întâmplă. 20 de 20 de polițiști. polițiști. Ambele pula. Să știu. Ce zici eu cel Bă, mai dar bine, nu știu dacă frate? lucrurile sunt atât de Nu mai bune. facem job. Și luăm ostatici ăștia Nu doi și cred că cerem sunt bani pe ei. Da, și ei 6.000 pe 2 în loc să iei 30. Nu, mai bine o mașină în caz de Omul, ceva. dar cât soați mai aveți? O mașină, o cale Cale liberă liberă. și Deci, mai avem copilași. Păi da, Și și faza e faza că e eu că mă... eu cale cale liberă, liberă, mașină, mașină, dacă mai nu trebuie mai avem, ceva cu mașina, că mai și și 2000, 2000. cel mai bine. Da, happy day, ai auzit? Eu nu, eu unde fug? Dacă pot, dar nu o să mai am unde să fug, o să mă omoare. Nu o să te omoare. Nu o să te mai stai, niște că intrăm toți în mașină deodată. Mai avem o. Sper să nu mă prind pe mine cu fug. 60. Domnul, nu vezi 1%? Nu. Deci fii atent. Care aveți un prieten aici, am auzit de la cineva de afară că este unul care ne spionează. Spuneți-ți acum să plece. Eu? Cine spionează? Nu știu. Deci dacă Deci aflu dacă de la aflu voi de la doi, voi doi... de la voi trei care vă o să muriți. Domnule, eu n-am Bun. telefon, Bun. n-am căscuț, n-am nimic, n-aveam cum, domnul. Celălalt Niciuna. doi? Nu știu, domnul, noi am venit decât aici să te pune bani. Nu, domnul, noi nu avem niciun asasin pe aici, nici o rudă, nici nimic, așa, suntem curați. Eu îți spun cum dacă a intrat pe aici o pelito. Adică pe românește vorbim, nu. No, Nu hai știu, să continuăm. domnule. Cum vă cheamă? Câți ani aveți? Să știu și eu cu cine vorbesc, totuși, nu? Deci, pe mine mă cheamă Stoian Adrian. Sunt din orașul la Mari de colo. Am înțeles. Mă încolo vorbește Lăcătușul 20 de ani, cu 20 Happy și Sniperul. Am înțeles. Sniperul numai Trebuie să mă informații. ascund. Celălalt de lângă. Domnule, eu sunt Eu din m-am ascuns în Sechisor, râpa asta, așa, deci îmi la zic, țară. da. În mijloc. Taci, rog. Deci, La Sniper, tu mine ne nu dai are numai nimeni. informații dacă Că îi dai vezi de că vine palet. poliție sau așa. Nu, la Sechisor și alt oraș, nu-i paletul. Știți că dacă eu îi văd de o Mai de la trapsă. țară, unde Nu Nu, trage. când zici unde să tragi Am cajul 26 meu. de ani. Și dacă Mă e cheamă lângă mine. Mă cheamă Franklin Toretto. Ce nume frumos. Zici Știu, că nu? de unde le Când zici nu ai tragi, mai repede să nu tragi. E ceva nume ciudat cum combinat. Bun. Bun. Și familia mea este mașina și munca. N-am înțeles. Păi și ai copii, nevastă, ceva? Sau... Sau... Nu, domnule. Nu. Nu, păi atunci ce ți să Am o pleci să prietenă, mă? da, nu e nevastă prietenă. Ce aia? E trasă măcar. Ah, da. Dar nu prea de multe ori, adică mai pe la început relația. Mă refer dacă ai tras așa, pantaloni, nu, mașina de spălat de acolo, știi? Dacă ai tras mașina de spălat, dacă n-ai rufele, eu știu. Eu știu. Au. Păi, n-am, Da, zi mă dacă ai băgat lemne în sobă. ai băgat lemne în sobă, mă? În focă? Domnul, care Nu, e IT-s de aici? relația pe la început. Care e IT-s de aici? Hei, ce se întâmplă aici? Păi, ce fai pe Da. Care e, mă, IT-s de aici? Eu. Na, bun. Hai că am și eu problema cu calculatorul meu. Fiecare dată când deschid o aplicație, mi apare numai videoclipuri de audio, ok, cum fac? Păi, fii atent. Îți ia calculator. Hai că ești mare, eti să moară Jana. Zici că vorbesc cu Domnilor, Franklin.
Eu sunt Franklin Tom. Am dat și anunț fix în secundă, așa am apăsat. Bă, da, bă, dar cum apare așa repede anunțul? Domnilor, păi noi suntem la țară, de unde schimb? Eu trebuie să ies, mă. Da, e clar. Tu, las că vorbesc eu. Da, ceau. A, tu, da, colegul tău e din Spanica. Da, e de paletul. Ce vezi? Băi, 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 băcalii. Trebuie să dai restul la calculator, ca și fără. Băcalii. Joc, Pantera. Reinstalez Windows-ul. Mai hai că sunteți buni. Ăltea doi de aici ați mișcă. E frumos așa, îmi place culoarea. Mi-a cam băguit un joc, mă joc un joc. Cine face mă? Tot așa, cum ne suntem noi în viața reală, dar e un joc. Am înțeles că pe serverul ăla fac și jaful cu ostatis. Trebuie să dăm un BMW, niște pe care le-ai spus. Bine, bambu, ce dăm jafa și tu, sau? E perfect pentru voi, o să fie... Asta nu vine mă la jaf, nu încerc din cealaltă. Cum n-am venit, mă, fă? Puteți să faceți planuri pe acel server, ca... Deci exact cum suntem noi aici. Mm-hmm. Exact ca... Păi și cu ce să mănâncă serverul ăla? Păi, nu, e ușa, ceva, ca trebuie să îi miști ce faci în viața reală. Mm-hmm. Nu-i bai că o să-l încerc și eu când voi ajunge acasă, dacă voi ajunge cu tine. Dar uitați, v-ați luat un calculator, nu, ca să meargă Windows-ul. Mam. Lasă, că se ocupă altcineva, nu. Că ori, dacă nu-l aur un păcean și mă duc la Altex să-l cumpăr altul, adică da. Mi-a zis asta. Dracu, că am găsit un AV 40 de milioane, nu știu dacă cunoașteți unul mai bun. Mă refer la un Ryzen, ceva. Da, hai, că ne deviem de la subiect, adică... Nu știu, boss, că eu mi-am luat unul Genesis sau... L-am luat tot după EMA-ul de acolo. Da, da, da. Eu am de la cu X7 și de la șmec. X7, am înțeles. X7. Da, da, da. X7. X7. I. Păi tu oricum ai venit cu un X5 acolo, adică ce ți-ai X5 și X7. Ăla e X6, domnule. Da, îi. Niciuna, îi. Am de la cu Intel Core i7, de-aia cu generația 8, nu știu ce generația. Dacă e generația 7, de-aia 8, hai că sunteți bun, boss. Vezi că mai învățați un pic. Ăsta care vorbește, învață să mai umbli pe calculatorul ăla. Dar băi, de când te sunteți în oraș aici? Dacă m-am născut, boss. Deci, atât de așa. Uite asta. Mă, seara, domnule! Seara, seara! Am auzit că pe aici sunt și desfășoară un jaf, este adevărat? Poftin? Am auzit că pe aici se desfășoară un jaf, este adevărat? Nu, domnul, nu. Petrecere de Halloween, de asta, de Paște. Mamă, aș vrea și eu o petrecere de asta, domnule. Știți, nu? Nu, păi încă nu ești invitat, mai imediat. Nu sunt invitat? Nu. Păcat. Da, mai târziu. Vreau să și eu să știți, oameni prin afara băncii aveți? Da, desigur. Aveți? Mm-hmm. Avem de toate, shawarma, cocktail. Ce vrei să vezi sau? Nu, vreau să așa. Mm-hmm. Bun, o statici doar pe aceștia? Da, desigur. Mm-hmm. Ok. Deci fii atent. Ia, vreau să o aud. Doresc pe unul static cale liberă, pe unul doresc o mașină și pe unul 2000. De euro, bun. Că dolar m-am plictisit de ei. Vă cred, deci pe unul vezi cale liberă și pe aia doi 2000 sau 4000? 2000 vreau pe unul, pe unul cale liberă și pe unul încă o mașină. Unul încă o mașină. Bun. Nu știu cum... M-am văzut! Da. Pascunde-te. Mașină de care? Pune să nu-i caută. Ceva rapide de acolo, ce e? Crezi că mă complic eu cu... Stocul nostru este max. Stocul nostru maxim este Dacia 1300. Trebuie să fug, dacă nu mă prinde. Super sau de astea, dar asta e adevărul, n-avem bani. Ai auzit? Du-te. N-aveți bani numai de Dacia. Bă, am alunecat cu aia. Bă, vedeți că 20 de secunde mai avem. Deci mai bani numai de Dacia? Da, dacă puteți. E la mine, ajutor. Drăguț, să-mi dați statice deci pe bani. Deci fii atent, din câte mi s-a zis pe căscuță colegul meu, e cam vânat de unul dintre voi. Dacă nu îi spui acum să pleci, unul dintre o static va muri. Întreabă-i că au văzut anunțul. Ai văzut cumva anunțul? Poftim, da. Haideți că să le spun, okay. Dar nu știu ce coleg, pentru că PD-ul meu e aici. Și elicopterul e deasupra mea.
Vreți să plec? Este un elicopter deasupra lui. Deci spune să plece în momentul de față, dacă nu... Poliția în față, trag în el că vine cu arma spre mine. Spune acum să plece, că din câte am înțeles e cu arma pe el. Acum. Îmi zice mâinile sus, să l împuși, frate. Mă stai cu arma pe ăla. Fii pregătit. Opa, opa, opa. Am zice mâinile sus. Nu-i nimic. E ușa asta glisă. Bă, l-omor, să știi. Nu l-o omorâ, dacă nu te omoră nici bun, vreau să vadă mai întâi banii. Da, dar vine cu arma spre mine. Îmi zice mâinile sus, e după gard. După aia, s-a terminat o să fac așa. Ce cumva de mașină, dar nu cred că pot să vă ofer. Așa că dacă sunteți un drăguț să-mi oferiți banii al doilea ostatic, ați fi... Păi nu, te văd o mașină acolo, așa frumoasă. Da, aia nu pot să vă ofer. Nu pot să vă ofer. Mașinile guvernamentale sau ale... Institutului. Mă duc să mă ascund? Este ceva de al sufletului nostru, nu putem să vă ofer. Bă, Happy, s-a terminat. Bun. V-am zis, maxim, dați-mi 1300. Vin în spate și le pun un TH. Cereți pe unul să nu ne blocheze drumul. Deci fii atât. Atunci facem în felul următor. Pe unul vreau cale liberă, pe unul să nu ne blocheze niciunul drum, adică să nu ne urmăriți. Da. Și pe unul... Bani. Bani. Hai, poți să te grebezi, că ți-am zis așa. Euro. Haideți să mă duc la Dubă să aduc servieta cu bani. Nu, și... așteaptă, zic că să le iei în TH. Bun, hai. Mai vreau să știu ceva, cât stau și mai aveți? S-a terminat. O pot pune pe burtă cumva? Bine. Haideți hai, că-i văzut Paștele, na. Hai, ce frumos. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mersi la fel. What the fuck? Mersi la fel, băi. Nu mai știu pe ăla, mă. Da, mă. Mersi la fel. Na. Ia, bun, fii atent. Care are banii? Mikey. Eu. Ce-i cu mine, Cine are banii? Eu, Edward. Edward, fii atent. Le-ai pun un TH, te bagi în Mercedes-ul ăsta verde și te-ai dus. Deci cineva să bagă cu tine, ăsta negru, să bagă cu tine. Sniperul, eu mă bag în mașina cealaltă. Da, vezi că e, bă, deci mă jur că dacă faci chestii de astea, m-am băgat sub podul ăla rupt. Așa. Bine, nu vorbi. Dorești și bon fiscal? Lasă, deci eu plec cu Eduard. Aici, fii atent, vii aici și deschizi un pic ușa. Vine înăuntru, eu vă stau cu arme pe tine în caz de se va întâmpla ceva. Păi da, asta e mica în frică. Și eu vă... Colegii m-a luat. Fii atent, spune acum, fii atent. De acum întrerupem tot. Dacă îl mai aud pe un coleg de-a tău călea pe prietenul meu de afară, o să începe să tragem în ostatici. Da, haide să le... Spune acum pe cască. Eu plec cu Eduard. Și dacă l-a luat să lese. Da. Aoleu. De unde să trag? Da, mă, da. Nu zici să dea și mașinile alea din drum. Poți să-ți dea și mașinile alea din drum, că am cerut și... Bun, dă asta drumul sau nu? O să vă dăm mie mașinile din drum. Poți să le cer corect. Mai întâi să vă dau banii. Bun, haide. Pune acolo jos, în față. Eu plec cu Eduard. Pot să dea unul la un culeg de-a meu. Da, unul pleacă cu Eduard. Și ziceți-mă ce fac cu ăsta, îl împuși, ce de-a? Bun, i-am primit. Bun, haideți că o să dați. Toată lumea se libereze mașina. Deci, ți-am spus. Hai că începem. Deci, o ridicați-vă în picioare toată lumea. Și o să urmați după mine. A, da. Ridicați-vă. Am uitat, așa, vreau primul static să ia timp în bancă. Așteaptă, că e cam de ori picioarele. Bă, dar mai am un static. Nu s-a întâmplat nimic cu ei. Nu, dacă le-a fost foame, le-am dat o pizza. Acest ăsta cu părul verde, nu știu, se pare. Primul vreau să iasă din bancă pentru că el am plătit. Ok, frumos să pleci. O să urcem. Bun. Nu iese niciunul, pun un lane TH. Deci fii atent, tu vei fi următorul ăsta cu masca. Vei veni în spatele meu. Bun, fii atent, acum următorul urmează să vină. Dar fii atent, pe al treilea nu începeți nimic, dacă aveți de gând chestia asta. Că altfel o să trage o postate că o să moară. Băi, elicopterul s-a retras în spate, Bine, păi da, se uită la mine, frate. Ne-am înțeles? Da, mă înțeles. Să iasă să-l pun în dubă, ca să după să plece dubă, să liberă în zona. Bine. Deci fii atent. El va pleca acum al doilea și după aia noi. Sau plecăm toți deodată.
Nu, îl dăm, mi-l dă-ți luat sub pod, afară. Poți să tragi și mașina cealaltă de lângă? Unde sub pod? Da, da, o trage, stați țin că eu n-am 1000 de mâini. Pe plajă? Mult pe fiecare, înțelegeți? Un pod acolo. Ei, dar vezi că n-am voie, gen, să fac asta. Ba da, ai voie cu teașa. Bun. Mă, pe mine m-am luat. Vine la pod, taci, ești sub el? Ești sub el, acum mă ia, mă ia cu teiză. Fii atent. Uite-mă, 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 trage, trage. Stați puțin, stați puțin. Mai se trage? Spune. Dumnezeu, nu știu, e mai rău așa cu noi în seara asta. Hai mă, aici. Și cu noi la fel. Fum, fum, fum. Pe motor repede și du-mă, ia-mă. Imediat, trebuie să-i urc, da, da? Haide, vină, vină, vină. Haideți să urcați, urcați în dobă. Mur, mur, mur. Păi, care trage pe care trage pe care trage? Nu știu, nu atrage la noi. Haideți, domnul, urcați, urcați în dobă. Da, eu am aici acasă. Dacă ne trați în 10 minute, sunteți mor. Sunteți gata să ieșiți din bancă? Așteptați-o puțin. Ca să au fost și informații de unde se trece. Deci fii atent. Deci fii atent. Care e sniperul acum și dacă ai scăpat? N-am scăpat, m-a prins. Te-a prins? Îți fac acolo la pod. Fii atent care a vorbit înainte să vină până aici. Cine? Eu. Cel care a făcut ce ne-am vorbit. Fii atent, omul meu de afară a fost prins. Dar mai e unul static aici. De cine? De unul dintre voi. Și eu omorât, și eu omorât. Cum adică? A fost prins de unul dintre voi. Și eu nu omorât. Nu mi s-a comunicat nimic prin tot. Shilo... Stai un pic. E sigur că a fost polițist? Da, mă, uite, e afară polițistul. Uite, mă ține cu taser-ul, mi-a pus cătuși. Helicopterul aici, deasupra oceanului. Uite, mă ia, mă ia acum cu elicopterul. Uite, aterizează elicopterul. Aterizează elicopterul. Dacă vreți să acționați, acționați acum. Bun, deci n-avem ce face. Îl luăm pistolul și mă prinde. Trebuia să dobor elicopterul de la început. Nu, frate, că aveam doar pistol. Da, nu e vorba de tine, e vorba. Doamne, bă, m-a prins. Există pușcărie reală? Stai mai întreba, colegul. Poftim. Există pușcărie reală sau mă dă la jail? La vreau puțin să așteptați. Ok. Stai că acum se rezolvă pe ăla. Vine un polițist spre bancă, vine un polițist și acolo sunt doi la elicopter. Sunt doi la elicopter și unul vine să ia. Bă, happy. Spune. Bun, v-am prins un om de-al dumneavoastră și aș vrea să negociem pentru el om. Mi-a luat motorul polițistul. Da, uite, sare cu el. De ce s-a încălcat regulamentul? Vorba de care am zis-o eu. Care vorba? Cerințele pe care le-am cerut eu. De ce s-a întâmplat așa? Nu am ce să fac. Ești pare că unii colegi de-ai mei... Vezi cam proști, nu? După părerea mea. Nu prea ascultă. Eu le-am zis că... ceva, ei au făcut altceva, nu contează. Sper să răspundă pentru faptele pe care le-a făcut. O să negociem om pe om, că n-avem ce să facem. Bine, mai atunci cum ți-am zis. Cal liberă și pe celălalt doi... Cum n-am? Ce s-a fost? Ce-a fost? Că altceva... Nu am ce să fac, eu am vrut să vă iasă și bine pentru noi. Mai bine eu omorâți. Bine, mai bine pentru noi, adică să vă prindem, dar... Da, și pentru mine să scapă. Deci... Da, nu e ce pe om, fac, îmi pare rău dacă... Omoare-i o statici și tragi direct în urmă. Așa să negociem om pe om, că... Stai un pic, fii atent, când asta... fii atent, cum facem? Așteptați să vină colegii mei. Bă, happy, deci am luat semnul la volan cu el, gen în TH, să fie. Nu, când îți apare ceva acolo, că să fără să-l omori. Da, să le eliberez. Bun, îl eliberez, te-ai băgat în mașină și te-ai dus. Nu, bun, aia voiam să zic. Bun, tu conduci. Nu vă bazați pe mine cu condusul, cu nu știu, ăsta negru. Bă, ce face până la finar? Bă, băieți, jucați careva un meci de CS, bă, că n-am cu cine să mă joc. Și era, bai. E jos. Nu, nu. Fii atent. O state cu momentul de față. În momentul de față va ori va muri, ori ți-am spus, oricare liberă. Nu mai avem ce face. Păi și cu omul dumneavoastră? Omul meu? Ce să zic, dacă e mort sau ce? Ce e acolo? Că voi aveți informația despre el. Câți oameni ați avut în afara băncii? Unu. Unu și ăla prins, că da. Aoleu, doamne, chiar îmi pare extrem de rău, dar colegii mei l-au prins pe altul de credeau că este din mafie și era un civil. Îmi pare rău, da. O să primiți cale.
Bun, atunci primim cale liberă. Stai să anunț pe casca. Deci fii atent, colegii, de acum încolo o să primim cale liberă. L-a luat pe altul în locul colegului nostru. Ai greșit ce artă. Haide, îl fie și nu, e ce artă unul. Hai. Eduard, hai. Bun. Așteptați puțin, așteptați că, na, mi-a luat Dumnezeu mașina, dacă vă rog. Știm și da. Nouă. Mă duc până aici, că am un garaj aici. Bă, am scăpat! Taci. Colegul, du-te, da. Hai, duceți-vă. Mâinile sus. Aia, ce să faci? Nu, mai vezi, ce să vedeți? Fac. M-am sperat de asta, hai, plecați voi repede. Mâine la spate, haideți, mâine la spate. Domnul, aruncați-mă. Puneți arma jos, că n-am putut să vă încătoșesc cu arma. Mă scuzați. Da, ce s-a auzit bubuitura aia? Da. Aveți rănit? Da, aveți ce să facem. Nu, n-avem, nu sunt, încă nu s-au rănit. Da, n-avem ce să facem. Da, sper doar că ăla care... Azi la vai bine, la... Știi ce? Am vorbit acolo în afară. E noapte. Ți s-a prins ceva de picior, ți s-a prins de ceva de picior. Îi dau toată casa. Na, plecați acum repede că pe mine m-a luat. M-ați întrebat ceva? Haideți. Ce să zic? Pune cine e cu mine în mașină? Eduard? L-au lăsat colegii? Da, pune ce pe deschide ușa. Stai un pic să văd. Dacă nu sunteți pe căscuță, ascultați-mă. În stânga sau în dreapta? Bă, îți dau live, frate, să-ți arăt. Ce faceți, mă? Bun, bă, Happy. Mm. O să-mi schimb mașina dacă o să termina jaful. Da, de ce nu? Adică, pe acum. Eu... Haide, frumos! Ajunge și noi până mâine, sau? Ajunge. Să vede. Oricum fac. Cred că 60 de ani de închisoare, dar... E, s-o merita! Ia, unde merg, mă? Domnul, după... regulamentul pe care l-am citit, l-a permis, nu, să faci depășire numai așa, adică... Ioi! Na, tu lui, doamne. Domnul, eu mai bine, tac! Ioi... Păi, băgăm ne-așa sula. Nu jos, mă, că n-am jobul de mafia rusă, de ce n-ai zis? Mamă, coaie. Știi că îmi dau disconnect, frate. Știi că oamenii nu mi-au luat nici căscuță, nici nimic. Da, nici mie, frate, nici mie. Am rolat că mi-am luat căscuța din spate. Da, știi că ăla va primi ori, ăsta... Bă, care are job de mafia rusă și poate să vină să mă ia? Mă, ți-am dat jos cătușele, dă-te jos. Nu stai eu cu bambuce, o avem treabă. Mă prinde cineva sau îmi fac ăștia post. Deci domnul. Pe aici, în dreapta, că e... Mai am fost la pușcărie. Am fost cu foa, nu. Am mai stat destul de mult. Dar și cu cine stau? Cu pedofili, cu alea? Da. Aveți ceva colegi care așteaptă pe aici, în zona asta? Stai liniștit, că... Mă urmărește numai dracul după mine. Mai-mi place marihuana, nu de alta. Vrei? Nu. Că e sănătatea medicală. Nu știu eu că după ce eu e... No, școală, dragă școală, asta, pușcărie, dragă pușcărie. Domnul, după ce ies de aici îți fac reclamație, că mă dea cu palpitații la inimă. Asta cum e din... Ia, mai încet, domnul, mai încet. Stai pe aici, că te să schimbăm. Deja lăsat-o menajera pe băiat să-l schimbăm. Ia?
Pe tine, ești invitată special. No, bine. Dar spune la asta, dacă te rog, care a condus, că să mai învețe. Vedem timp, colegul. Frate. Care a condus din fața mea, care punea frâne sau ce? Te-ai dus stânga, dreapta, păcat. Cine conduce viitorul ăsta? Așa. Poți să mă vreme, îmi cer scuze. Te rog frumos să îi spui data viitoare să... Aici, pe aici. Ioi, doamna! Unde e doamna? No. Haide, domnule, că e aici n-ai super doamna. Domnul. Mirelo, hai că a venit un, încă un invitat. Aveți hainele aici, vă rog frumos să vă schimbați. Ioi. Oge, capul meu. Zici că eu și tata cea mai fașă. Ia, mișcați-vă puțin, domnule. Așa frumos. Haideți, veniți după mine să vă deschid ușa. Zici că... Mă... N-am deschide. Ce scrie pe băi... Dragă necostumațe. Da, și cât stau aici? Stai ceva. Ia, nu bine. Și apoi mai găsești ceva mai rău pe aici sau înăuntru? Nu știu. Vrei să fii cu mine să vezi? Da, unde mă duc, mă? Pe aici, pe aici. Ia. Auzi, deschide, du-te și tu mai în față și deschide ușile tot. Ca să nu-l primim ușile închise, că nu-i bine așa de parte. Să primiți muzal. Să primești musafir cu ușile închise, nu-i frumos. Domnul. Da, domnul. Te rog frumos pe ăla care au condus, dă-l dracule afară. Păi, care? Da, eu știu care a condus. Nu, ce a condus? Eu am condus, coleg, dar nu înțeleg ce tot tare, că n-am făcut... Stai, ce a condus? Autobuzul? Da, autobuzul, frate. Păi, mi se pare că autobuzul a condus foarte bine, un Vito, din spate... Un spate de Dani. Nu știu cum să spun, dar... Da, haide, haide, bă, te duci și tu în față, tată. Haide, du-te, deschide ușile, că nu-i frumos să le primi. N-am mai fost niciodată în viață. A, n-ai mai fost, da. Ia, ce bine, la răcoare. Aici, pe stânga? Da. A ghicit, bă, a ghicit. Mina. Am mai fost pe aici. Ai luat lumină de Paște? Am luat și foc de Paște, nu, nu. Hai că ți-am și mișto ouă, să dăm cioca boca. Am luat între picioare, dacă e. Ha. Le bat eu. Eu cred că să ți-o, eu cred că să... Îți acordăm și puțin... și plină. Stai, liniștit. Haide. Îți place aici? Da. Au, ce răcoare. Am mai fost unul de ăsta. Haide. Ia, ia. Bă, ăla din față, mă dicea. Bun, dreapta sau stânga? Dreapta, că mie îmi place la dreapta, pe aici ai bat. Ioi, domnul! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, domne? Ioi, s-o dus. Opa, ce-ai aici? Haide. Ioi. Mă așteaptă, cum să nu? Unde vrei? Mai la etaj? Mai jos? Mai la parchiera? Mai bine la etaj, să nu mă prindă ăsta care are... Hai, intră în prima celulă. Eu de ce nu mă bă la etaj? Nu pot. Haide. Nu pot. Hai, domne, că destinul acum avem cheie aici, frumos. Hai, deschide, deschide. Na. Hai, ce să faci? Bă, mersi măcar de cu WC-ul ăsta, că e curat, adică... Păi...